Bună ziua, azi 20 februarie 2021, suntem aici la Iepuraș, avem de muncă mult astăzi. Uitați, am început să fac curățenie la Iepuraș, aici am băgat femela de la bronz cu cei 10 prichindei, i-am pus și așternut de paie, 6 mascul cu 4 femele, în 24 vor avea 2 luni. I-am mutat din cușca de jos. Aici muncim. Aici am făcut curat. O să mai punem paie. Cuibul e acolo în stânga. Aici la masculul ăsta am făcut. Masculul de la stors. Această femelă, cuibul era stricat, acolo să-mi pui în cuib. Urmează să mai pun și paie. Aici la ăștia m-am apucat, că nu-i gata. Urmează să muncim în continuare. Vom vedea câte cuși voi reuși astăzi. M-am programat cel puțin astea 12 de aici să le fac. Muncim cu spor. Cățelașii i-am pus aici, în țarc. S-au dus de lemne foarte multe. Am tăiat asta și doi masculași de neo cu californian. Am fost astăzi la piață. Am cumpărat ovăz. Floare soarelui, orzoaică, porumb, mai avem aici și Energis, granule, soția l-a desfăcut sacul, nu știe să treacă așa, să-l rupă frumos, voi face și amestecul astăzi, mai după masă, urmează să mai merg și după niște baloți de lucernă, azi avem o zi foarte încărcată, este ora 2 fără ceva. Vom vedea că vom putea lucra astăzi. Sper să țină și vremea, să nu plouă. Cei doi erau aici sus în cușca asta. Cum vi-am arătat, i-am tăiat. Ouăle de la găină. O doresc o zi bună la toată lumea. Ce care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Avem pe Facebook un grup Iepuri Pasiunea ce ne leagă. Vă doresc toate cele bune. La revedere!